câte se pot îngrămădi într-o zi. Noi suntem într-o călătorie și am ajuns în Geneza 15. Dar în același timp este prima duminică de Advent. Și vă rog să considerați săptămânile care urmează până la Crăciun ca o așteptare pentru împlinirea a ceea ce Avram a trăit în Geneza capitolul 15. Ca trupul lui Dumnezeu se poate frânt în locul nostru pentru păcatele noastre, el a trebuit să întrupeze ca apoi să poată muri în Hristos, împăcând lumea cu sine. Botezul nu este altceva, ceea ce vedeți, decât o celebrare acestor evenimente cardinale în istoria creștinului, în istoria creștinismului. Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, care dă sens și nașterii lui, dă sens și vieții lui trăite pe pământ. Pentru cei care sunteți noi cu noi în dimineața aceasta, ați venit pentru prima dată, vă spunem că am luat cartea Geneza ca să colindăm istoria facerii unui nume. Istoria facerii unui nume. Toți ne dorim un nume. Nici unuia nu-i place să fie o amprentă digitală sau un cod sau un caz. Este o jignire la adresa noastră. Avem un nume, suntem creați după chipul lui Dumnezeu și de aceea există o profundă nevoie de semnificație în noi. Numele, dragii mei, ne dă identitate, valoare și ne hotărăște în ultimă instanță destinul. Dacă veți fi curios să citiți Biblia, veți vedea că Biblia se termină cu oamenii împărțiți în două cete distincte, purtând două nume complet diferite. Unii vor purta pe frunte și pe mână, 666, numele fiarei sau numărul numelui ei. Alții vor purta pe frunte numele lui Dumnezeu și a Hristosului său. Cu alte cuvinte, întreaga viață poate fi așezată pe acest cântar al facerii unui nume. Poți să te încăpățânezi, să ți-l faci singur sau poți să îl lași pe Dumnezeu să ți-l facă. Astea sunt singurele opțiuni. Noi am ajuns la o cumpănă a apelor. Am parcurs primele 11 capitole și din capitolul 12 la 25 vedem câțiva oameni ai lui Dumnezeu, pe Avram, pe Isaac și pe Iacov, avându-l pe Avram ca personaj principal, ca și calapod pe care se așează viața creștină. Și urmărind viața lui, am vrea să vedem ce înseamnă să-ți facă Dumnezeu un nume. Am spus, poți să încerci să ți-l faci tu și vei termina viața cu numele sfărmat în pumni. Cum au terminat cei în apele potopului sau cei de la turnul Babel. Sau poți să lași pe Dumnezeu să-ți facă un nume. Dar ce înseamnă lucrul acesta? Am privit împreună la Domnul Iisus Hristos și despre el, un pământean, cât a trăit în trup, semăna cu noi, nimeni n-ar fi spus că e altul decât noi, de aceea l-au și răstignit, despre el se spune că Dumnezeu i-a făcut un nume mai pe sus de orice nume, ca numele lui să plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul. Și am văzut că acest nume Dumnezeu nu i l-a făcut fiului său oferindu-i lucruri pentru el, ci făcând lucruri prin el. Măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine însuși, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, iar apoi s-a lăsat răstignit pe o cruce. Știți de ce? Pentru că Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el însuși să slujească. Cu alte cuvinte, atunci când mă gândesc cum îmi face Dumnezeu un nume, trebuie să pun în cântar două aspecte. Îmi voi trăi viața gândindu-mă ce va face Dumnezeu pentru mine sau ce va face Dumnezeu prin mine. Și asta este diferența uriașă. Pentru noi, dragii mei, Dumnezeu a făcut totul, dându-se prin Fiul Său la moarte în locul nostru. Dar acum, răscumpărându-ne, scoțându-ne din mijlocul lumii, El vrea să ne folosească, vrea să lucreze prin noi, pentru alții. Aș vrea să primim împreună istoria lui Avram. Imediat după ce Dumnezeu l-a chemat și a spus, Avrame, am să-ți fac un nume mare. Primul lucru pe care îl face Avram când dă de greu și ia nevasta și fuge în Egipt.
Și când ajunge la granițele Egiptului, se uită la nevastă sa, era o femeie frumoasă, deși nu avea 20 de ani, dar era o femeie dorită de bărbații din jur și îi spune cu teamă în suflet, ca sufletul meu să trăiască, fă bine sufletului meu, fă ceva pentru mine, Avrame, și spune că e sora mea, nu ești nevastă mea. Well, ce să zică, biata femeie, ajunge în Egipt și în fața trimișelor lui Faraon spune, sunt sora lui, nu sunt nevasta lui. Ajunge în haremul lui Faraon și dacă mâna bună Domnului nu s-ar fi întins, să oprească pe Faraon lovind curgie toată casa lui, nu s-ar fi dezmeticit. Avram își primește înapoi nevasta, este umplut de bogății, se întoarce acasă cu capul plecat și rușinat. Rușinat de minciuna lui, da, e adevărat, rostită pe jumătate, știți cum e, în jumătate de adevăr, este tot una cu minciună. Și se întoarce înapoi la altar să se pocăiască. Și acolo cheamă numele Domnului și aduce aminte de chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Urmează capitolul 13. Se naște o ceartă, se iscă o ceartă între slujitorul lui Avram, slujitorii lui Lot. Foarte interesant, erau bogați, aveau turme, aveau argint și aur și au ajuns într-un punct de conflict. Când te uiți la Avram, vezi că pocăința lui la altar după întoarcerea din Egipt este reală. Pentru că el își deschide pumnul și dă drumul lucrurilor din mâini. Dacă ai turme și ciresc, cauți pășuni, foarte simplu, și cauți fântâni cu apă. Ori câmpia Iordanului până spre Marea Moartă era ca o grădină a Domnului bine udată. Dar Avram are curajul să-i spune lui Lot, nepotului său, alege tu primul, știi în ce va alege. Și Avram rămâne, dragii mei, cu povârnișurile pietroase și cu turmele lui. Dar Dumnezeu îl bate pe umăr și confirmă faptul că a ales bine. Dacă în Egipt Avram a trăit după tiparul pentru mine, fă bine sufletului meu, rușinat înaintea lui Dumnezeu, începe procesul vindecării și în momentul acesta el spune, nu, prin mine, Lot, alege tu primul. Nu după multă vreme se spune că împărații din câmpia și Nearul au venit și au bătut pe împărații Sodomei și Gomorei și au luat tot ce aveau, toate bogățiile, oameni și inclusiv pe Lot și casa lui. Când Avram află lucrul acesta, înarmează 318 din argații săi și dintre vecinii și pornește pe urmele lor, îi bate, ia toate bogățiile și toți prizonierii. Când ajunge acasă, împăratul Sodomei vine și face ofertă. Avrame, țineți bogățiile, dă-mi oamenii. Dar pentru că bunul Dumnezeu l-a trimis pe Melchisedec un pas înaintea împăratului Sodomei, Avram se dezmeticește ca dintr-un somn, deschide pumnul și pășește în tiparul prin mine, nu pentru mine. Și spune împăratului Sodomei, țineți bogățiile, nici o capădeață, nici un șiret de încălțăminte, o curea de încălțăminte pentru mine. Și merge acasă cu pumnii goi. Și în clipa aceea, îi se arată Dumnezeu în capitolul 15. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Da, împărații Șinearului, să știți că era puterea hegemonă în bazinul mediteranean atunci. Împărații Șinearului au fost luați prin surprindere, dezarmați și au plecat acasă, cum s-au întors. Dar la vreme de război puteau să se întoarcă oricând peste casa lui Avram, cu cei câțiva slujitori ai lui. Ce era el ca forță militară în fața armatelor Șinearului? Dumnezeu în teama lui îl atinge și spune, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Dar textul începe așa, după aceste întâmplări, aș vrea să vă subliniez un singur adevăr care ascuns în această expresie. El a plecat din Hebron și a mers până lângă Damasc, la Hoba, spune Biblia. Dacă luați o hartă și măsurați drumul, peste 300 de kilometri de marș forțat ziua, noaptea, pe jos, pe urmele armatelor cotropitoare. Pe urmă o bătălie pe viață și pe moarte și alți peste 300 de kilometri întorși. Și când a ajuns acasă, nevastă s-a așteptat cel puțin acum să-i fi dat o lecție lui Lot și el vine cu mâinile goale, fără un capăt
de ață. În acest context îi apare Dumnezeu și spune, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Ca să înțelegeți tensiunea din inima lui Avram, ascultați imediat versetul următor. Avram, scrie textul, a spus, aș îndrăzni să parafrazez, Avram a răbufnit, a izbucnit. Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da, căci mor fără copii și moștenitorul care este moștenitorul meu va fi Eliezer din Damasc. Și a tras aer în piept, nici nu l-a lăsat pe Dumnezeu să-i răspundă și a venit cu o următoare avalanșă de cuvinte. Avram a zis, iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. În bunătatea lui Dumnezeu zâmbește și îi răspunde. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel, nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. După aceea l-a dus afară și a zis, uite-te la cer, numără stelele, dacă poți să le numeri. Și a zis, așa va fi sămânța ta. Urmează poate cel mai greu verset din Biblie, greu în sensul greutății lui, a importanței lui, pentru că pe acest tipar se construiește toată biserica și tot poporul lui Dumnezeu. Avram a crezut pe Dumnezeu și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Domnul i-a mai zis, eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Haldeea, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Și Avram răbufnește din nou. Avram i-a răspuns, Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că voi stăpâni? Și Domnul i-a zis, ia o juncană de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbece de 3 ani și o turturea și un pui de porumbel. Fără să-i spună Dumnezeu ce are de făcut cu aceste lucruri, Avram se dumirește și știe exact ce trebuie să facă. Și versetul următor continuă. Avram a luat toate dobitoacele, le-a despicat în două și le-a pus fiecare bucată, una în fața celeilalte, dar păsările nu le-a despicat. De unde o fi știut Avram ce vrea să facă Dumnezeu? Ce așteaptă Dumnezeu de la el? Dragii mei, știa din experiența vieții lui. Și ca să n-adaug eu la Scriptură, aș lua în primul rând un text din Biblie, Ieremia 34, după care voi apela la un document al vremurilor respective. În Ieremia 34, deja Ierusalimul era încercuit. Suntem mult, mult, mult după viața și istoria lui Avram. Ierusalimul era încercuit și Dumnezeu, în dialog cu Zedechia prin Ieremia, încearcă să înduplece poporul la pocăință. Dragii mei, din câte îl știu pe Dumnezeu și din câte mi se revelează în Scriptură, la cel mai mic semn de pocăință, Dumnezeu este dispus să ierte, să intervină, să ridice. A făcut-o cu Ahab, nelegiuitul. A fost gata să o facă cu poporul lui, care a întins coarda până la ruperea legământului. Deci Ierusalimul era încercuit de oștile babiloniene și toată lumea aștepta asaltul, după care moartea, cine putea sta împotriva puhoaielor venite din Șinear. Unuia din popor, poate unui preot sau poate lui Zedechia, a venit o idee. Haideți să facem un mic semn de pocăință. În vremea aceea, când un israelit făcea afaceri proaste și ajungea falit, se vindea rob fratelui său. Și conform poruncii lui Dumnezeu, orice evreu putea să-l țină pe fratele lui rob doar 6 ani. După 6 ani trebuia să-i dea drumul și nu cu mâinile goale. Ei, evreii n-au făcut lucrul acesta. De ce să dau drumul unui rob care este o mână de lucru și care îmi aduce venit, fără ca să-i dau decât mâncare eventual și un fel de o brumă de îmbrăcăminte? Și n-au făcut lucrul acesta. Dar cuiva i-a venit ideea? Ce-ar fi să începe pocăința prin a da drumul robilor noștri? Știți ce au făcut? Au luat un vițel, l-au tăiat în două, au pus jumătate în fața celelalte jumătăți, au făcut un culoar și pe culoarul acela a trecut împăratul, preoții, căpetenile și tot poporul, jurând Domnului că vor împlini cuvântul lui și au dat drumul robilor săi, robilor lor. În clipa când au dat drumul robilor, s-a întâmplat o minune. Oștile din jurul cetății
S-au dispersat, s-au adunat, s-au încolonat și au plecat de sub ziduri. Wow! Ce minune a făcut Dumnezeu! Problema este că atunci când au văzut că babilonienii au plecat, au zis, cine ne-a pus să dăm drumul robilor noștri? S-a dus fiecare și i-a căutat și i-a dus din nou la robie. În momentul acesta vorbește Dumnezeu. Pe oamenii care au călcat legământul meu și care n-au păzit îndatoririle, învoielii pe care au făcut-o înaintea mea, tăind un vițel în două și trecând printre cele două jumătăți ale lui, și anume pe căpetenile lui Iuda, pe căpetenile Ierusalimului, pe famenii dregători, pe preoți și pe tot poporul țării care a trecut printre bucățile vițelului, îi voi da în mâinile vrășmașilor și trupurile lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului și fiarelor câmpului. Vor sluji ca hrană păsărilor cerului și ca fiarelor câmpului. Cu alte cuvinte, uitând la textul din Ieremia, putem înțelege ce s-a întâmplat în acea zi cu Avram și Dumnezeu. Dați-mi voie să vă scot din contextul biblic, să vă duc în scrierile extra-biblice. Legământul dintre Ashurnirari, al cincilea, al Asiriei și Matilu, împăratul Arpadului. A venit împăratul Asiriei, a cucerit Arpadul și au făcut un legământ, el și împăratul Arpadului împreună cu poporul. Au făcut un legământ după același tipar, au luat un miel de primăvară și l-au despicat, i-au luat capul și în fața întregului popor, cuvintele sunau așa, citez, capul acesta nu este capul mielului, ci este capul lui Matilu. Matilu era împăratul Arpadului. Este capul fiilor lui și a mai marilor țării și al poporului țării. Dacă Matilu va călca acest legământ, atunci, așa după cum capul mielului acestuia de primăvară a fost mult de la locul lui, întocmai așa se va face și cu capul lui Matilu și cu capul fiilor lui. Acest picior, a luat piciorul mielului, nu este piciorul unui miel de primăvară, ci este piciorul lui Matilu și piciorul fiilor lui și a mai marilor țării lui și a poporului țării. Dacă Matilul va călca legământul, după cum piciorul acestui miel de primăvară a fost mult de la locul lui, tot așa piciorul lui Matilu și al fiilor lui și a mai marilor țării va fi smuls de la locul lui. Cu alte cuvinte, Avram știa că pe vremea lui și mult timp după el, ca să închei, să pecetluiești un legământ, se făcea un ritual. Și haideți să întoarcem să vedem ce s-a întâmplat în ziua aceea când Dumnezeu a încheiat legământul cu Avram. Domnul i-a zis, ia o juncană de trei ani, o capră de trei ani și un berbeci de trei ani, o turturea și un porumbel. Avram a luat toate aceste dobitoace, le-a despicat în două și a pus fiecare bucată una în fața celeilalte. Cu alte cuvinte, a creat un culoar printre trupurile jertfelor, dar păsările nu le-a despicat. Priviți o clipă, o imagine, dacă aș fi știut să desenez ceva mai bine. Când treceau unul pe lângă celălalt, rosteau cuvântul jurământului. Cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie și trupul meu, dacă eu voi călca legământul. Fiecare parte se lega cu jurământ că va păzi legământul pe care l-au făcut. Avram a făcut toate aceste lucruri și textul continuă în versetul 17. După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoace, printre dobitoacele despicate. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ. Nu Avram a făcut un legământ, Domnul a făcut un legământ. De obicei stăteau cele două părți la capetele culoarului. De data aceasta, urmăriți imaginea următoare, Avram stă deoparte, o flacără trece printre dobitoacele despicate și Dumnezeu rostește în auzul lui Avram cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie tot trupul meu, Avrame, dacă tu vei călca legământul. Și textul spune, în ziua aceea, Domnul, nu Avram, Domnul a făcut un legământ cu Avram. Ce s-a întâmplat, de fapt, în acea zi?
În mod normal, un legământ cerea o reciprocitate, partea ta și partea mea, dacă noi doi intrăm în legământ. De data aceea, Domnul a luat asupra sa și partea lui Avram. O flacără a trecut printre dobitoace și Domnul a luat partea lui Avram, după cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie tot trupul meu, Avrame, dacă tu vei călca legământul. Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce-a promis, el va face. Ce-a făgăduit, el va împlini. Dar întrebarea pe care aș vrea să o pun în fața acestei scene este: de ce a trebuit Dumnezeu să ia asupra lui și partea mea și partea ta? De ce nu se putea oferi mântuirea altfel? Noi, mai ales în tinerețe, și când lucrurile ne merg bine și avem și un pic de bani și sănătate în trup, avem impresia că nu avem nevoie de Dumnezeu și că singuri le rezolvăm pe toate. Și de aceea, dacă vreau să fiu bun, de mâine hotărăsc să fiu bun. Dar încearcă și vezi. Probabil că minciunile diavolului ne-au făcut să credem că suntem ca Dumnezeu. Și fiind ca Dumnezeu, rezolvăm singuri toate lucrurile și în noi și în jurul nostru. Și de aceea repet întrebarea: de ce Creatorul, acela care știe din ce ne-a făcut și cum suntem, a trebuit să ia asupra lui și partea lui și partea ta sau partea noastră? De ce nu exista nicio altă șansă pentru mântuire decât dacă Dumnezeu însuși împlinea și partea noastră? Am lăsat afară o porțiune de text care, atunci când vezi importanța acestui eveniment a încheierii legământului, îți pare nesemnificativ. Dați-mi voie să-l citesc. Deci Avram a despicat dobitoacele și l-a așteptat pe Dumnezeu. Dar în loc să vină Dumnezeu, au venit păsările răpitoare și s-au năpustit peste stârvuri. Și Avram avea pietre destule la îndemână, a început să le hâșie. Și textul spune: Avram le-a izgonit. Dumnezeu continuă să întârzie. La pusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram și iată că l-a apucat o groază și un mare cutremur. Problema era lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus: pregătește-te pentru legământ. Avram a făcut-o în ascultare, așa cum i-a spus: ieși din țara ta, vino în țara pe care ți-o voi arăta. Avram în ascultare a ieșit din țara lui, a venit în Canaan, unde l-a chemat Dumnezeu, după care stă și să așteaptă împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Și Dumnezeu întârzie. Păsările se năpustesc asupra stârvurilor. Avram le izgonește, dar în lupta asta cu păsările cade probabil de oboseală și adoarme. Și o mare groază și un mare întuneric îl apucă, spune textul. Întrebarea pe care mi-am pus-o este: ce rol joacă în argumentul acestui capitol păsările, somnul, groaza și, pe urmă, profeția pe care o rostește Dumnezeu imediat, care, atunci când citești superficial, este ca și cum ar fi un blestem sau o pedeapsă pe Avram pentru că n-a știut să aștepte până seara. Haideți să ne întoarcem la dialogul dintre Dumnezeu și Avram o clipă. Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și Avram izbucnește: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și pe nerăsuflate mai adaugă în corafală din nemulțumirile lui: iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Domnul i-a zis: eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Haldeea, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Dar Avram, din nou neîncrezător, a răspuns: Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni? Cu alte cuvinte, dacă ar fi să-l parafrazez, în primul rând îi spune lui Dumnezeu: Doamne, au trecut mai bine de 10 ani și m-ai scos la 75 de ani, nu sunt un om tânăr, au trecut mai bine de 10 ani și nu mi-ai dat copii. Ce fel de Dumnezeu ești? Nu te-ai ținut de cuvânt. Când el a crezut pe Domnul, așa va fi, ce se face în prezența lui Dumnezeu, când Dumnezeu însuși îți vorbește, a crezut pe Domnul, Dumnezeu scoate afară, îi arată cerul, după care Avram spune: da, nu te supăra, n-ai vrea să-mi dai ceva mai palpabil, o dovadă mai clară, că te vei ține de cuvânt, că de 10 ani am obosit și eu să aștept. De fapt, ce a vrut să îl ajute Dumnezeu pe Avram să înțeleagă în ziua aceea?
să înțeleagă ceva despre sine și noi trebuie să înțelegem ceva despre noi înșine, nu suntem deosebiți de Avram, și ceva despre Dumnezeu. Pentru că a fi mântuit înseamnă a intra în legământ cu Dumnezeu. După legământul lui Avram, botezul este un act al legământului. Intru în legământ cu Dumnezeu, în fața martorilor, văzuți și nevăzuți. Imaginați-vă că cineva vă dă un telefon și vă spune: Obama vizitează Clujul. Nu vorbesc de președintele României, că nu știu cine este. Dar Obama vizitează Clujul și a hotărât să-ți facă o vizită. Nu știu cum a auzit de tine, dar a hotărât să-ți facă o vizită. Wow, ce-ar fi în casă la tine? Spuneți-mi, te-ar prinde somnul? Știind că l-aștepți pe președintele Americii? Imposibil, adrenalina și în păpuci și în vârfurile degetelor și în păr ar fi adrenalina. Cum se prinde somnul? Asta a fost prima mea întrebare. Dumnezeu îi spune lui Avram, până acum i-a vorbit într-o vedenie, în visuri, nu știu cum i-a vorbit, dar acum îi spune, pregătește legământul, Avrame, și el despică animalele și el știa regula. Dacă eu stau la un capăt al culoarului, Dumnezeu trebuie să fie la celălalt capăt. Dumnezeu coboară în sistemul de valori, în limitele lui Avram, să-i dovedească, spune epistola către evrei, cu mai multă tărie, hotărârea sau promisiunea pe care el a făcut-o. Explicați-mi, ce ai reușit să afli despre tine însuți atunci când, așteptându-L pe Dumnezeu să-ți facă o vizită pe Dumnezeu însuși, pe tine te apucă... Și adormi. Well, o singură concluzie putea trage Avram: Duhul o fi plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Și asta mă deosebește de Dumnezeu. Nu numai asta, dar în mod special asta. Eu sunt un boț de humă. Eu sunt, dragii mei, un pui de om neputincios. Și dacă nu îmi recunosc statutul, starea înaintea Creatorului meu, am impresia că atunci când El se oprește pe celălalt capăt al culoarului, doi egali trec pe culoar. Cum este trupul acestor dobitoace, așa să fie trupul meu, Doamne, dacă voi călca legământul. Nu. Eu doar atâta sunt. Nu pot să mă lupt nici măcar cu păsările cerului, dar aminte cu Domnul. Dați-mi voie să mă duc un pic mai departe în istorie. În Matei 26 avem ceasul astral al omenirii. Ioan îl numește ceasul, ca și cum n-ar fi niciun altul în toată istoria omenirii. În camera de sus între Iisus și ucenici se înfiripează un dialog. Ascultați-l pe Iisus. În noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Petru sare repede cu gura. Chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Iisus se uită la el și răspunde: Tu, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Ei, bine, haideți să ieșim pe câmp, exact ca și Domnul cu Avram, de data asta, haideți să mergem în grădină. Iisus a venit cu ei într-un loc anumit, numit Ghețimani, și a zis ucenicilor săi: ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe breazul Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze, să mâhnească foarte tare. Iisus a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. A mers puțin mai departe, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici și a găsit veghind, rugându-se, luptându-se. A venit ca și odinioară Dumnezeu la Avram să-l bată pe umăr, să-l scoale. Hei, Avrame, deșteaptă-te, am venit la legământ. Imaginați-vă, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeul întrupat, roagă 3 din ucenicii lui cei mai breji: vegheați și rugați-vă.
Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Pleacă Iisus, se întoarce iar, îi găsește dormind și a treia oară le spune, dormiți de acum. Ce a descoperit Avram despre sine? Este un boț de humă neputincioasă. Domnul îl scoală, prinde har din somn și face o profeție în auzul urechilor lui. Domnul a zis lui Avram, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia va fi roabă, îl voi judeca eu. Și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi. Vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Ce a vrut să-i comunice Dumnezeu și care este rostul acestor lucruri? Atunci când vrei ca Dumnezeu să-ți facă un nume, trebuie să-L auzi foarte clar vorbindu-ți. Și El o face în diverse moduri. Putea să-i o strige în urechi sau putea să-L ajute să priceapă tocmai prin evenimentele prin care l-a trecut. Avrame, nu eu am intrat în planurile tale, ci tu în ale mele. De când mi-este dat să botez oameni și să stau de vorbă cu ei și poate nelucarții și este martori, ei cunoaște mai bine, nu de puține ori am auzit oameni spunând și gândind în felul acesta, Doamne, dacă atunci, și deși ei promis de zeci de ori, uiți totdeauna cum se depărtează armatele străine de zidurile cetății tale, cum uiți de tot ce ai promis lui Dumnezeu, te întorci înapoi la vechile tale obiceiuri. Când vii la Dumnezeu, aștepți ca marele Dumnezeu care te-a primit să fii copilul lui, să va purta de grijă, așa cum facem noi cu pruncii noștri, stricându-i, dragii mei, de când sunt mici și până sunt mari, făcându-le toate mofturile și intrând în găoacea lui măruntă și operând în sistemul lor limitat de valori. Imaginați-vă, dacă Dumnezeu ar fi intrat în planurile lui Avram, el ar fi trebuit să se miște în conformitate cu viața pe care a dat-o lui Avram. Avram nu este veșnic, pentru el 25 de ani nu s-o zi, să ai 75 de ani, să ajungi la 100, să nu mai ai nici pofte și nici nevastă ta, să nu mai poată naște prunci și tu să crezi că Dumnezeu îți va da un copil. Nu, nu. Dacă Dumnezeu ar fi intrat în planurile lui, s-ar fi mișcat în limitele pe care i-l-a pus lui Avram. I-ar fi dat pruncul sau, dacă Avram nu era bun, l-ar fi ales pe Nahor și pe Milca, despre care se spun că i-a dat bărbatului 8 băieți. Asta da. Așa poți să ai sămânță ca stelele cerului în 400 de ani. Dar Avram trebuia să priceapă. Dacă vrei ca eu să-ți fac un nume, Avrame, te rog să nu uiți. Tu ai intrat în planurile mele, nu eu, în planurile tale. Spuneți-mi, ce sens avea să-i spună lui Avram peste 430 de ani, te vei întoarce aici și țara va fi a ta? Doamne, păstează-o pentru tine. Ce să fac eu cu țara asta după ce sunt oale și ulcele? 430 de ani. Dar Dumnezeu nu vorbea despre planurile lui Avram și viața lui Avram, Dumnezeu vorbea despre planurile sale. Dar Avram a trebuit să mai afle ceva. A trebuit să afle că planurile lui Dumnezeu se desfășoară după calendarul hotărât de Dumnezeu. Asta nu ne place în relație cu El. Pentru că îl vom vedea pe Iacov zicând, Doamne, vreau în planurile tale, fă-mi un nume, dar când vreau eu și cum vreau eu. Și de aceea scopul, scuze, mijloacele, pot să-l înșel pe Esau, pot să-l înșel pe tata, pot să-l înșel pe Laban, dar vreau un nume, acum și aici, viața mea e scurtă, nu pot aștepta prea mult. Nu, când a intrat în planurile lui Dumnezeu, planurile lui se desfășoară nu conform calendarului tău și așteptărilor tale sau ale mele, ci conform calendarului hotărât de Dumnezeu, nu de noi. Avram a trebuit să înțeleagă că Dumnezeu este nu doar Dumnezeul lui, ci Dumnezeul întregului pământ. Așa cum Iona, supărat pe faptul că i s-a uscat frunza
care îi ținea, planta care îi ținea umbră, se supără pe Dumnezeu. Da, bine fac cămămânii! Bine fac cămămânii! Dumnezeu îl bate pe umăr și spune, ție nu ți-e milă de niniveni, sunt 120.000 care nu știu deosebi stânga de dreapta. Eu nu sunt doar Dumnezeul tău și al țării tale, potopul peste tot, sunt Dumnezeul întregului pământ. Avrame, încă paharul nelegiuirii amoriților nu și-a atins vârful. În răbdarea și bunătatea mea îi aștept la pocăință. Le mai dau 430 de ani. Înainte ca să vină porunca, nimicește cu desăvârșire, bărbat, femei, copii, tot. Încă 430 de ani. Dragii mei, al Domnului este pământul, nu Avram, nu Beni Fără Gău, nu Biserica Baptistă, nu creștinii în lumea asta, credincioșii, pământul și tot ce este pe el, lumea și cei ce îl locuiesc. Și Scriptura spune, atât de mult a iubit Dumnezeu, nu pe Avram, ci lumea, că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar când urmașii lui Avram ies din țara Egiptului, împlinindu-se profeția din textul acesta, peste 430 de ani, Dumnezeu oprește la Sinai și le spune, v-am adus aici la mine pe aripi de vulturi acum, dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Nu v-am ales pe voi să-i leapăt pe ei, v-am ales pe voi ca să-i mântuiesc pe ei. Avrame, nu asta ți-am spus? În tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Dacă Dumnezeu ți-a făcut harul să te scoată din mijlocul familiei tale, să te mântuiască, nu le întoarce spatele? De dragul lor te-a mântuit, spre ei trebuie să te întorci. Oare nici a zis Domnul Iisus Hristos, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzește cel rău. Dragii mei, dacă scoți sarea din bucate, știți povestea? Dacă scoți lumina, oricât de mică, din mijlocul întunericului, spuneți-mi ce nădejde mai este pentru cei care se împleticesc în întunericul acesta. Dar pentru că e vorba de planurile lui, nu de planurile noastre, trebuie să înțelegem diferența dintre el și noi. Ascultați-l pe Isaia, în capitolul 55, versetele 8 și 9. Gândurile mele nu sunt ca și gândurile voastre, căile voastre nu sunt ca și căile mele, zice Domnul, ci cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre, gândurile mele față de gândurile voastre. Vrei să-ți facă Dumnezeu un nume? Nu uita! Planurile Lui în viața ta se împlinesc după calendarul hotărât de El, nu de tine. Lucrul ăsta este foarte greu de primit. Dați-mi voie să mă întorc în ziua de astăzi. Cei care se botează au trăit o viață. Dacă aș vine de la fratele Ion, câți ani aveți? 77. Cei mai tari ajung la 70, dânsul se numără printre cei tari. Imaginați-vă, 77 de ani. Majoritatea vieții este în urma dânsului, nu înaintea lui, afară de faptul că Dumnezeu l-a predestinat să fie o metusala. 77, dar și viața mea este în urma mea, nu înaintea mea. Și probabil și viața ta este mai mult în urma ta decât înaintea ta. Și dacă nu, să știi că fuge toare repede, e ca un lat de palmă, ca un abur. Toată viața, 77 de ani, sau 67 de ani, sau 57 de ani, sau 27 de ani, ne-am trudit să ne facem un nume, ca și cei din câmpia Șinearului de sub turnul Babel. Și suntem cu el sfărămați în pumni, că altfel n-ar fi aici. Dragii mei, cei care s-au săturat să dea din coate să-și facă un nume și-au dat seama că sunt doar un boț de humă neputincioasă, au ieșit ca să roage pe Dumnezeu să le facă El un nume. Țin voie să recapitulez pentru noi toți ce înseamnă să-ți facă Dumnezeu un nume. În primul rând vreau să vă spun, păcatul, prin definiție, te face egocentrat. Ești ca o gaură neagră. Totul este pentru mine, pentru mine, pentru mine, pentru mine. De-aia călcăm în picioare pe cei din jurul nostru, de-aia furăm, de-aia mințim, de-aia ne compromitem, de-aia jurăm cu mâna pe Biblie, fără să ne pese ce vorbim. Important e salvăm momentul, da? Toți
Când ieșim din lume, începem viața ca o gaură neagră, viața creștină, ca un copil. Ăsta este semnul prin excelență al copilăriei. Pentru mine, pentru mine. Ce îmi face Dumnezeu? Cum îmi răspunde Dumnezeu la rugăciuni? Vreau să vă spun vouă în primul rând și nouă tuturor. Poate am făcut câțiva pași pe drum. Cu cât mai repede dezbraci straiele copilăriei, cu atât mai repede vei gusta din caracterul lui Hristos. De la pentru mine trebuie să faci un pas, chiar dacă îl faci cu teamă, pe prin mine. Doamne, de ce m-ai așezat la locul meu de muncă? De ce m-ai așezat între colegii mei? De ce m-ai așezat între vecinii mei? De ce m-ai așezat pe strada mea? Ce vrei să faci prin mine pentru lărgirea împărăției tale? Dar ca să faci schimbarea, trebuie să-ți iei inima în dinți și să-L asculți pe Dumnezeu vorbindu-ți. Ieși din ale tale și vino în ale mele. Ieși din ale tale și vin în ale mele. Ne-ar plăcea să-L avem pe Dumnezeu ca pe o ștampilă de cauciuc pe care să o punem peste planurile noastre. Dar câți dintre noi suntem dispuși să dăm drumul planurilor noastre din mâini și să venim în planurile Lui? Nu ne place, nu ne convine, nu curg lucrurile cum le-am aștepta, dar este o singură nădejde, o singură posibilitate ca Dumnezeu să-mi facă un nume, să ies din ale mele, să vin în ale Lui. Închideți ochii cu mine. Și rostiți ceea ce știți foarte bine, rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se, observați, am ieșit din planurile mele, nu-i vorba de numele meu, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta și facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne, știu că îmi vei da pe deasupra pâinea și îmbrăcămintea și mă vei da ca în somn. Iar atunci când m-a atins păcatul, știu că în bunătatea Ta, Tu vei ierta pe cel ce se pocăiește și îl vei curăți din nou, slăvit să-ți fie numele. Dragii mei, până nu ies din ale mele și nu intru în ale Lui, până n-am curajul să zic numele Tău, împărăția Ta, voia Ta, până atunci, chiar dacă am fost născut din nou, încă umblu în păpucii copilăriei, ca Dumnezeu să-ți facă un nume, trebuie să accepți să intri în planurile Lui. Și aș vrea să adaug un ultim gând pe care n-aș vrea să-l uitați. Și în mod special n-aș vrea să-l uit nici eu. Dragii mei, veți pricepe că planurile Lui sunt ale Lui și de aceea sunt foarte greu de înțeles uneori. Dar dacă ai intrat în planurile Lui, nu-L poți aștepta pe Dumnezeu să se limiteze la tine și la familia ta și la afacerea ta. Uitați-vă la Iov, răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, pentru că nu înțelege ce se întâmplă deasupra capului lui. Dumnezeu trebuie să deschidă cerul, să-i pună două, trei întrebări lui Iov, să zică, Iov, încinge-te ca un viteaz, răspunde-mi dacă poți. Nu face altceva decât să îi arate câteva lucruri de pe pământ și să-i spune, le-ai creat tu cumva pe toate acestea? Le dai tu mâncare la vreme? Iov, ești tu buricul pământului? Dacă ești în planurile mele, cinstește-mă ca pe cel care a creat cerul și pământul. Pe lângă faptul că sunt greu de înțeles planurile Dumnezeu uneori, ceea ce e și mai dureros, dragii mei, este că noi ne trăim viața conform calendarului pe care ni-l facem noi înșine. Dumnezeu își desfășoară planurile conform calendarului pe care nu îl faci tu, nici eu, indiferent cât strigi la el sau ce faci, ci conform calendarului pe care și-l face el singur. Peste 430 de ani. Ești dispus să intri într-o relație cu Dumnezeu care îți va spune peste 430 de ani. Eva? Well. Dar ce înseamnă asta? Dragii mei, a trăit pe slava lui Dumnezeu înseamnă a face astăzi, atât e al meu, astăzi, tot ce atârnă de mine și pentru ce mă cheamă și mă împuternicește Duhul lui Dumnezeu, cu toată puterea mea, în locuința morților în care mă duc, oricum nu o să fie nimica, dar cu toată puterea mea. Știți de ce? Pentru că numele lui Dumnezeu să fie
mai înălțat mâine când eu nu voi fi. Să continui povestea din Babilon. Armatele lui Nebucadnețar, la fluieratul lui Dumnezeu, s-au întors înapoi sub ziduri. Zidurile au prâit, porțile s-au deschis, Zedechia a pățit ce a spus Dumnezeu, pentru că, deși l-a implorat, n-a vrut să-l asculte. Au plecat în robie și, printre cei plecați în robie, poate o leacă mai devreme, că au fost trei valuri în care au venit babilonienii, au fost și trei tineri, Daniel, Shadrach, Meșach și Abednego, după numele care l-au primit mai târziu. Și Daniel, în prima seară, când a fost invitat să mănânce și ia masa cu împăratul, îmbrăcat în haine împărătești, după ce 4 luni a colindat pustiul de sculț și în lanțuri, s-a oprit în ușă și a zis: nu mă spurc! Din curiozitate, aș vrea să citiți mai departe istoria lui. Asta este în capitolul 11, versetele 17 în jos. Istoria lui. În capitolul 2, să știți că cel care are cel mai mare nume în țară este împăratul. Dar atunci când citești cartea Daniel, în capitolul 2, marele Nebucadnețar este cu fața la pământ în fața lui Daniel, care oricum s-a dovedit de 10 ori mai înțelept decât toți înțelepții Babilonului. Știți de ce? Pentru că s-a prins de Domnul. Cel care înalță numele Domnului va fi înălțat împreună cu el. Și ăsta este mesajul cărții, dragii mei, Daniel. Primele 6 capitole spun un singur lucru: înalță numele Domnului și vei fi înălțat împreună cu el. Bate joc de Dumnezeu și vei fi călcat în picioare. Vei fi călcat în picioare. Planurile sunt ale lui, se desfășoară în conformitate cu hotărârile lui. Cu hotărârile lui. Dar asta înseamnă că va trebui să noți împotriva curentului. De foarte multe ori să înveți să spui nu propriilor tale așteptări și mai ales să spui nu așteptării altora, ale colegilor tăi, ale celor din jurul tău. A fi creștin înseamnă avea curajul și coroană vertebrală, să rămâi în picioare, să rămâi drept, să rămâi lumină, să rămâi sare în mijlocul putreziciunii și întunericului. Dar vă duc o veste bună. Tuturor copiilor lui, Dumnezeu le spune același lucru: nu te teme. Eu sunt scutul tău. Știți ce înseamnă asta? 1000 să cade la stânga, 10.000 la dreapta, de tine nu se vor atinge. Dacă el deschide o ușă, nimeni nu o închide, dacă el o închide, nimeni nu o deschide. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Chiar dacă ai pierde toate câmpiile îmbelșugate ale văii Iordanului, dacă ai pierde toate bogățiile Sodomei care sunt în palmă, în palmă, numai să zici da. Chiar dacă ai pierde absolut totul, până și pruncul de care ți-a lipit sufletul, l-ai pus pe altar de dragul lui. Dacă ți-a rămas el, el este răsplata ta cea foarte mare, foarte mare. Doamne drag, ne-ai creat din noroi și ne-a atins păcatul, ne-a atins păcatul prin Adam și părinții noștri și suntem doar un Avram. Deși chemați de tine și de acolo, suntem așa de puțini și așa de fragili. Și în dimineața aceasta am vrea să recunoaștem diferența dintre noi și tine. Dacă am intrat în legământ cu Dumnezeul Cerului, noi am intrat în planurile Lui, nu El în planurile noastre. Și dacă ale Lui sunt planurile, El le desfășoară cum vrea El și când vrea El. Dă-ne, Doamne, credința să credem că în planurile Tale Tu ai pentru fiecare dintre noi un viitor și o nădejde. Nu ne-ai luat să ne folosești ca apoi să ne arunci la gunoi, cum fac mai mari lumii acesteia astăzi, ci ne-ai luat să ne folosești ca apoi să ne așezi ca mireasa lui Hristos pe tronul ceresc. Ce extraordinar lucru!
Doamne, îți binecuvintez numele și îți mulțumesc și nu putem striga noi cei care atunci când te așteptăm pe tine cădem de oboseală și adormim și ne speriem de noi înșine și ne apucă groaza decât un singur lucru ajută necredinței noastre. Amin.